Robert are niște îndoieli în privința Ionelei. I se pare că în anumite momente zâmbetul îi dispare brusc de pe chip și nu înțelege de ce. Mă gândesc. Mă gândesc. Acum vreți să mă enervez cu... Nu, mă gândesc și eu să văd, iau alegerea bună, iau, fac și eu. Păi așa, mă gândesc și eu dacă fac alegere, dacă am făcut alegerea bună sau dacă o fac în continuare. Dacă eu accept chestiile astea, și tu ar trebui să accepti fără să te mai îndoiești atât de mult. Bine, na, să țin de tine. Că mi se schimbă mie fața în poker face. Și vorba aia, sincer, trebuie să te bucuri că zâmbesc în prezența ta, că dacă nu, eram tristă și în fața ta. Dar vreau să fie un zâmbet... Păi ți se pare că nu este un zâmbet autentic când vine să dau cu șemineul ăla în cap? N-am zis asta, am zis că vreau să fie prin păi absurd, cum? Așa, păi dacă cum? N-ar fi. Păi cum, aș, cum crezi tu că aș putea eu să forțez ceea ce simt? Dar ce eu, că mi-a țâmpit și parea ceartă. Păi, dar nu-i ceartă. Păi, ei, să vezi cum o spară ceartă. Ei, da, nu-i nicio ceartă. S-a zis așa, ca fapt divers. Dar mă refer așa, cum crezi că aș putea eu să maschez chestia asta? Că nu pot, în primul rând. Uite, și Laura, eu spus lui Mihai, că când ești atunci la... La deci da, s-a părut chiar așa, mi s-a părut și mie, da, chiar e mai rece. Măi, dar eu nu contest acum, eu doar încerc să-ți expun ție niște situații, eu nu contest și nu te... Tu poți să... Normal, foarte bine că mi-ai spus, foarte bine că ai verbalizat. Foarte bine că ți-am spus, că știți ce plan să-ți faci de acum. Exact. Nu, să știu eu. Exact, să-mi fac eu planul ăla de... De atac. Da, fix. Te atac sub centură. Uite, asta nu vreau să spun ce gândesc, ca să nu îți dai eu apă păi la moară. Păi da, măi, dar uite, vezi, fix asta voiam să spun, pentru că și tu, dar uite, și tu ceri de la mine să spun ce gândesc și tot la fel, e aceeași situație, poate, uneori. Dar bine, uneori, uite, sincer, când cad eu așa pe gânduri și mă vezi, chiar n-are legătură cu tine în mare parte, de foarte puține ori are legătură și după chiar îți zic când are legătură cu tine. Dar analizez mai întâi în mintea mea ca să nu spun, pentru că poate fi și o chestie care să mi se pară doar mie. Lasă că dacă îmi faci tu mie ceva rău, ne întâlnim noi la Iași. Lasă că mă ierți tu. Mă ierți. Da? Crezi tu că te ierți? Ce nu merit iertat? Depinde ce faci. Uneori amestec zodia, dar cu ascendentul meu, Gemini. Și Gemini nu sunt așa de empatici, nu sunt... Îs, dar nu sunt, știi? Păi uneori nu pare atât de empatic. Adică pare, dar... Trebuie, nu, deci trebuie. Și la mine depinde, adică sunt empatică, sunt empatică. Dar uite, nu sunt empatic, într-adevăr, în anumite momente... care mie nu mi se par niște, știi ce vreau să zic, niște drame totale, pentru că, nu știu eu, poate e și chestia asta... Da, bine, mai adică ca așa, zăbii, de-aia să spui tu ceva. Nu, păi, să-mi tratează mai cu indiferență. Da, păi cum mai dacă mi-a menționat nu? Păi, ți-a menționat nu. Și bun, și indiferența chiar... doare mai tare decât da, să te vadă că te aprinzi așa. Da, m-ai prins de mână, am zis. Păi, indiferența doare mai tare, bă. Chiar dacă nici eu nu pot să mă... Ce-i de să mă, da, să mă detașez așa, știi, de probleme. N-ai văzut că dacă am ceva zis, fizic în față. Eu cum să o format bisericuță? Mie nu-mi plac chestiile astea cu burfa, cu știi ce vreau să zic, nu-mi place starea asta de agitații. E, burfa la tăi să-mi place, când vrem să recunoaște sau nu. Măi, nu pot să zic că-mi place, sincer, adică, uite, sunt și multe momente din astea. Și tu ai mai bârfit, na, cu bisericuța ta, cu și o altă bisericuță. Da, bine, clar, dar... Ca bârfa asta, oricum, chiar toți spune că îmi place bârfa, dar toți bârfim. Și l-am recunoscut, adică nu pot de fiecare dată, dacă eu vreau să vorbesc despre X, să-l iau pe X din mână, să hai aici de față. Păi, vorbim, ca și în afară. Nu, vai, că vine vorba ăla, da, stai să-l sun da, pe ăla, să fie de față. E ce vorba să-i fac? Că dacă va fi nevoie aici... să pună cap la cap, îi zic și în față dacă e nevoie. Bârfa nu e neapărat așa. Nu mă refer doar la asta, mă refer așa că sunt mai mulți factori, știi? Bine, nu, chiar n-am, am și zis, n-am de ce să mă plâng acum, cel puțin cât timp sunt cu tine și na, sper că așa, în fine, o să vedem. Dar vreau să gândești, uite, să nu,
Da, curte, suntem ceva. Nu o să mai fim împreună, sau te aflăm cum ne potrivim. Sau uite, suntem ceva, dar ferești, mor eu, sau așa. Nu știu că trebuie să te concentrezi, așa, să dramatizezi, să faci așa o dramă. Dar nu dramatizez, uite, eu nu dramatizez, dar eu am și spus, oricum, nu e ca și cum, faptul că sunt acum, că suntem împreună și așa, oricum mă ajută mult mai mult, înțelegi? Nu știu, mă simt mult mai bine aici, în casă, la asta mă refer. Că nu mă leg acum de tine și gata, cu siguranță și toată lumea ți-a zis și, nu știu, poate doar tu nu observi faptul că eu am intenții bune și serioase, dar în același timp, oricum de chestia asta o să ne dăm seama pe parcurs și dacă e să nu funcționăm, nu este nicio tragedie. Și legat de chestia asta cu, cum ai zis tu, cu stânul meu... Să nu te urci la cap. Bă, eu știu cum funcționează la femei, că am testat iar pe pielea mea. Da, dar uite, vezi chestia asta, la femei. Păi, în general, la toate. Toate spuneți că nu, că nu e așa, dar crede-mă, dacă se întâmplă așa, vi se dă așa un turn-off și nu mai... Da, să recunoaștem acum, că nu... Nu este adevărat. E, nu. Dar mi-a spus atâtea femei că așa e. Cum? Și tu, uite, acum în adâncul tău, vezi cum râzi. Păi vezi, dar trebuie să recunoști. Lasă că știu cum trebuie să mă comport. Vrei să nu fii golan cu mine, atât îți spun. Golan, ce sens? În sensul bun, dacă îi să fii. Sensul bun. Te pui așa pe spate și smulgi buza. Nici cu minte nu pot să fiu. Îți faci prea multe filme și te stresezi prea mult. Robert, care își face și el filme, stresează. Da, fix, fix. Lupul moralist. Da. Dar orice relație se construiește pas cu pas. Poate că tot așa se va dezvolta și încrederea între cei doi. Te stresezi? Nu, sigur. Cât la sută ești sincer în privința asta? Care privință? Dacă te stresezi sau nu? 100%. Chiar ai simțit acum fără mișto? Ai simțit vreo presiune din partea mea? Din când... Depinde la ce te referi. Păi spune-mi, din orice punct de vedere. Nu neapărat. Da, s-au amuzat copios colegii tăi, Robert. Nu știu de ce. Păi eu pot spune tot răzut. S-au auzit șarpe la scala de șarpe cu clopoței. S-au auzit pe fundalie. Genial omul ăla care face. Nu, nu am auzit. Așa. De ce ai simțit nevoia să-l întreb dacă simte că pui presiune pe el? Tu asta simți uneori? Că... Nu neapărat, dar într-adevăr... Nu neapărat înseamnă și da și nu. Da, păi asta spun, nu neapărat, dar uneori da, am simțit că probabil l-am luat cu întrebări mai serioase de la început, când probabil lucrurile ar trebui să decurgă și natural, nu să vin eu cu mai multe întrebări. Da, da, ai avut un precedent. Exact, și tocmai de aceea am vrut să mă asigur, dar în același timp nici nu vreau să forțez nimic, nu vreau să mă pronunț mai mult de atât, vedem pe parcurs. Adică să nu vă întreb de căsătorie. O să mai întreb, dar nu chiar atât de des. Tu ce zici, Robert? Te simți presat? Ai avut momente când te-ai simțit presat? La început, atunci, cu cunoașterea, m-am simțit presat când am spus. Acum, că... de când sunteți într-o relație, ca într-un mariaj, nu? Presat nu mă simt, că mi-înțelege umorul. Uneori eu am niște glume așa mai... Dar a început să-mi înțeleagă umorul și nu... Nu mă simt presat. Mă simt bine lângă ea, nu știu. Îmi place cum se comportă cu mine. Ce pot să spun? Nu... Dar e o problemă că nu îi surprinzi unde uneori expresia feței și... Așa mi s-a părut mie atunci când am ieșit la date-ul ăla. Mi se părea deci doar atunci și... s-a părut și de atunci? Păi de atunci parcă na, mi s-a mai părut și în alte dăți. Dar a început de acolo, de la date-ul ăla. Și am spus, na, am fost sincer cu ea și ea... Dar ce bănuiești tu? Nu știu, că n-ar fi așa fericită cu mine, nu știu. Poate mi s-a părut mie. Asta am înțeles. Dar mă bucur că eu am explicat și nu a țipat la mine, nu a făcut o dramă din asta, m-a înțeles. Da, dar de ce ai plâns Ionel la ieri? Nu, am avut un moment. Păi ba da.
Păi nu, am avut un moment, să spun, am plâns, dar mai mult am plâns pentru că mi-este și foarte dor de ai mei și speram să primesc și o scrisoare. Am și spus, nu mi-este greu aici atât timp cât sunt cu Robert, dar nu aș putea să neg faptul că nu sunt anumite tensiuni din casă care nu mă fac să mă simt neapărat. Din partea fetelor sau... și din partea băieților. Nu din partea fetelor asupra mea, pentru că în ultima perioadă nu cred că am mai avut eu nimic cu nimeni sau cel puțin am evitat, dar în general se simt mai multe. Și ai plâns și pentru că simți tensiuni în casă sau? S-au adunat mai multe pe parcurs, au fost mai multe momente sensibile pentru mine. Am și spus la un moment dat, nu mi-a plăcut nici eticheta care mi s-a pus și faptul că și ieri domnul Gheorghe a adus în discuție iar ce s-a întâmplat acum, înainte de cunoașterea cu Robert. La ce etichetă te referi? La faptul că cineva din casă te bănuiește că ai fi ispita? Și asta m-a afectat la un moment dat, pentru că pare că eu nu aș avea intenții sincere și serioase și, așa cum am spus, îmi poate afecta relația și este o anumită... Păi, Robert a zis că... Na. Da, sunt foarte bine. El nu e deranjat. Nu am nimic. Dar am avut și eu momente în care am clacat. S-au adunat foarte multe și consider că mi s-au întâmplat suficient de multe în această emisiune de la început, în așa fel încât cred că am tot dreptul la un moment dat să clachez și să, evident, mă descarc. Evident, o să te descarci, evident. Bine, în rest toate bune, da? Da. Robert? Da. Bine.